părere despre istoria satului, ar vrea să le comunic eu. Că, din păcate, mulți elevi azi nu participă, fiindcă s-au îmbolnăvit și am să încerc eu să fac un mic discurs în istoria satului nostru Frișeni până la anul 1503, până la una din, spunem noi așa, din cele mai tot importante atestări care se fac la 1503 despre Ștefan cel Mare, despre satul nostru Frișeni. Și vreau să vă aduc la cunoștință la toți prezenții că satul Frișeni, în adevăr, are o istorie foarte veche și își ia începuturile încă aproximativ cu 25-30 de mii de ani în urmă la primele așezări, așa, care au fost întemeiate pe teritoria satului nostru Frișeni. Mai bine cercetat sat ca Frișeni din punct de vedere arheologic în prezent nu există în raionul Fliboca. Începând cu anul 2001, elevii școlii noastre conduși la un cerc de arheologie au făcut foarte multe descoperiri interesante, așa, care se atribuie istoriei satului nostru din vechime. Și vreau să vă spun că în ultimii 10 ani au fost descoperite 7 așezări arheologice noi din teritoria satului, începând din perioada paleolitică și terminând până în secolele 17, așa, perioada medievală. Și din care vreau să vă prezint câteva lucruri importante care se păstrează în muzeul nostru și care sunt unice chiar în regiune. Și ar vrea să încep de la început, de la cultura Tripolie Cucuteni, de la primii agricultori și crescători de animale care au trăit pe meleagurile noastre și care au lăsat urme foarte adânci. Și vreau să vă prezint câteva poze despre materialele descoperite pe teritoriul satului nostru, să vă faceți o închipuire așa despre ce merge vorba. Sunt materiale care au fost citate împreună cu elevii și prezentate la diferite conferințe, au fost publicate. Așa, începând, materiale care vedeți în fața dumneavoastră sunt prezentate din cultura Cucuteni Tripolie. Avem 4 așezări mari pe teritoriul satului, dintre care au fost descoperite multe lucruri interesante, sunt interesante ca aceste statuiete zoomorfe și antropomorfe de perioada de 5.000 de ani, deci cultura se testează cu mileniile 4-3 înaintea ierii noastre. Aceste statuiete le puteți viziona în incinta muzeului nostru și sunt este adunată o colecție de 12 piese, una din cele mai bogate, așa putem spune, în regiune. Numai în muzeul de etnografie din Cernăuți se poate mai de văzut așa lucruri. Mai mult în regiune nu se păstrează în alte locuri așa piese de subit interesante. Și vreau să mai vă atrag atenție la descoperirile din perioada medievală, secolele 14-17, din care fac parte un șir de piese de subit interesante, printre care vreau să vă prezint monete descoperite la Frișeni, începând cu anul 1999 și cea mai mare parte a fost făcută în anul 2008. Și vreau să menționez că au fost descoperite 2 monete de-a lui Bogdan al III-lea, feciorul lui Ștefan cel Mare, care sunt unicile descoperiri de acest tip la noi în regiunea Cernăuți în prezent și se păstrează în muzeul nostru de la Frișeni. Un 2 groși de-a lui Bogdan al III-lea, care vedeți în fața dumneavoastră, și în continuare veți vedea un accede al sultanului Suliman I, așa, un dirhem de-a lui Murad al III-lea, tot descoperit pe terenul satului, un dinar de-a lui Maximilian al II-lea unguresc, un troiac de-a lui Sigismund, așa, colon, și vedeți aici și sunt mai prezentate și niște inele pecete. De toate avem descoperit, necătând la faptul că satul nu a fost un sat boieresc, dar a fost un sat care a fost mănăstiresc, așa că a fost dorit mănăstirii, din perioada medievală avem descoperit 6 inele pecete boierești pe teritoria satului. Cum au ajuns este o taină, o enigmă până în prezent, nu putem spune cu precizare. Dar aceste lucruri prezentate sunt unicale în regiune. Vreau să spun că noi am reușit să legăm un lănțișor de dezvoltare a vieții pe teritoria satului
începând la primii oameni și terminând cu perioada actuală, numai cu unele întreruperi. Au fost unele întreruperi, în adevăr, mai ales perioada secolilor 8-14, au fost întreruperi oarecare, unde avem niște goluri care trebuie completate, și perioada secolelor 2 înaintele noastre, secolele 2 era noastră, până la cultura tumulilor carpați, adică a tribulor dași care au locuit compact pe teritoria satului nostru. Dar în toamna anului trecut, din întâmplare, în așa numit loc, la Zuț, cum spunem noi, așa în sat, am dat de niște piese din bronz, din secolele 2 înaintele noastre și presupunem că din aceste așezări vom lega la înțeșorul ăsta ca să legăm secolul 2 înaintele noastre cu secolul 2 era noastră. Sunt niște piese deosebit interesante, confecționate din bronz, le-am prezentat, acum sunt prezentate în muzeu, ca și puteți să faceți cunoștință cu ele, și asta, dacă are bună plăcere astăzi, să veniți într-o mică excursie la muzeu. Și de acum, din perioada medievală, suntem mult mai bogați în materiale și arheologice și materiale scrise. Și, cum am spus până acum, în adevăr, noi prima atestare a satului o găsim cu data de 17 martie 1418. La târgul de jos roman, pe 17 martie se menționează că într-un document, într-o gramotă, că din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandru Voivod, aducem la cunoștință tuturor această gramotă de dăruire a satelor Provorotia și Opreștinții, de către boierul Sâmbârlici, mănăstirii Moldovița. Și de aici noi dacă mai luăm enumărarea documentară a satului nostru. Mai târziu, la anul 1490, mai găsim un muric în care se amintește despre biserica cu popă de la Cudrea lui Opriștie, adică din Oprișene, adică era și preot și biserică, era teritoriul satului. Deci firesc că un sat fără biserică nu era sat, așa, cu schimbă din perioada medievală. Pe lângă o biserică se închega și un sat sănătos. La 26 august 1503, la Suceava, se mai iasă de sub pana scris cronicarul un document în care se spune că eu, Ștefan Voivod, al țării Moldovei, întăresc dania făcută încă în vremea moșului nostru Alexandru de către Bârlea, mănăstirii Moldovița. Adică gramota de la 1408 se întăresc.